Valiza, cele mai frumoase călătorii în lumea cărților pentru copii Fata babei și fata moșneagului Adaptare după Ion Creangă Era odată un moșneag și o babă Și moșneagul avea o fată și baba iar o fată Fata babei era slută leneșă, țâfnoasă și rea la inimă. Dar, pentru că era fata mamei, se alinta cum să alintă cioara în laț, lăsând tot greul pe fata moșneagului. Fata moșneagului însă era frumoasă, harnică, ascultătoare și bună la inimă, dar era oropsită de sora sa și de mama ei vitregă. Când veneau duminica și sărbătorile, fata babei era împopoțonată și netezită pe cap de parcă linsese răviței. Nu era joc, nu era clacă în sat la care să nu se ducă fata babei, iar fata moșneagului era oprită cu asprime de la toate acestea. Și apoi, când venea moșneagul acasă, gura babei umbla ca melița. Că fata lui nu ascultă, că-i leneșă, că-i laie, că-i bălaie și că s-o alunge de acasă. Într-una din zile, Moșneacul fiind foarte amărât de câte îi spunea baba, chemă fata și zise. „Dragă tatei, ia ca ce tot spune mai ta de tine, că nu asculți, că ești rea de gură și că nu este chip să mai stai la casa mea. De aceea dute te și tu încotro te-a îndreptat Dumnezeu, ca să nu se mai facă atâta gâlceavă la casa asta din pricinata. ta. Atunci, biata fată, sărută mâna tatălui său și cu lacrimi în ochi Pornind toată lumea și să ia cât merse pe un drum, până ce, din întâmplare, îi ieși înainte o cățelușă bolnavă ca vai de capul ei și slabă de-i numărai coastele. Și cum văzu pe fată, îi zise, Fată frumoasă și harnică, fieți milă de mine și mă grijește, că ți o prinde și eu bine vreodată. Atunci fetei îi se făcu milă și luând cățelușa, o spălă și o griji foarte bine Apoi o lăsa acolo și-și căută de drum Nu merse ea tocmai mult Și nu mai ia ca ce vede un păr frumos și înflorit Dar plin de omizi Părul, cum vede pe fată, zice Fată frumoasă și harnică Grijește-mă și curăță-mă de omizi Că ți o -i prinde și eu bine vreodată Fata curăță părul de uscături și de omizi și apoi se tot duse înainte. Și mergând ea mai departe, nu mai ia ca ce vede o fântână mâlită și părăsită. Fântâna atunci zice, Fată frumoasă și harnică, îngrijește-mă, că ți o prinde și eu bine vreodată." Fata râni fântâna și o îngriji foarte bine, apoi o lăsă și-și căută de drum. Și tot mergând mai departe, nu mai ia ca ce dă de un cuptor nelipit, și mai mai să se risipească. Cuptorul, cum vede fata, zice, Fată frumoasă și harnică, lipește-mă și grijește-mă, că poate ți-o prinde și eu bine vreodată. Fata își suflecă mânecele, călcă lut și lipi cuptorul, de era mai mare dragul să-l privești. Apoi porni iarăși la drum. Și mergând ea, într-una din zile, printr-un codru întunecos, dădu de o poiană foarte frumoasă și în poiană văzu o căsuță. Când se apropie de acea casă, numai ea ca o bătrână o întâmpină pe fată cu blândețe și zise. Da ce cauți pe aceste locuri, copilă? Și cine ești?" Cine să fiu, mătușă? Ia o fată săracă. M-am rătăcit. Dumnezeu însă m-a povățuit de-am nimerit la casa dumitale și te rog să-mi dai sălășluire." Sărmană, fată," zise bătrâna, eu sunt Sfânta Duminică. Slujește la mine astăzi și fii încredințată că mâine n-ai să pleci cu mâinile goale de la casa mea. Bine, măicuță, dar nu știu ce trebuie am să fac. Ia să-mi speli copilașii care dorm acum și să-i hrănești, apoi să-mi faci bucate. Și când mă întoarce eu de la biserică, să le găsesc nici reci, nici fierbinți, ci cum îți mai bune de mâncat și bătrâna porni la biserică. Iar fata suflecă mânecele și se apucă de treabă. Ieși afară și începu a striga. Copii, 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 veniți la mama să vă spele! Și când se uită fata, ce să vadă? O grada se umpluse de o mulțime de balauri și tot soiul de jivine mici și mari. Însă fata nu se sperie, ci le spălă pe câte una și le îngriji cât nu se poate mai bine. Apoi se apucă de făcut bucate. Și când a venit Sfânta Duminică de la biserică și a văzut copiii spălați frumoși și toate trebile bine făcute, s-a umplut de bucurie. După ce a șezut la masă, a zis fetei să se suie în pot și să-și aleagă de acolo o ladă, care vrea ea, și să-și ia ca răsplată. Dar, să nu deschidă până acasă. Fata se sui în pot și și-a ales cea mai veche și mai urâtă dintre lăzi. Sfânta Duminică o binecuvântă pe fată, care își luă lada în spate și se întoarse spre casa părintească cu bucurie, tot pe drumul pe unde venise. Când pe drum, iaca, cuptorul grijit de dânsa, era plin de plăcinte crescute și rumenite și mâncă fata la plăcinte și mâncă hât bine. Apoi își mai luă câteva la drum și porni. Când mai încolo, numai ea ca fântâna grijită de dânsa, era plină cu apă limpede cum îi lacrima, dulce și rece cum îi gheața. Și pe colacul fântânii erau două pahare de argint, cu care a băut la apă până s-a răcorit. Apoi fata a luat paharele cu sine și a pornit înainte. Și mergând mai departe, iaca, părul grijit de dânsa era încărcat de pere, galbene ca ceara de coapte ce erau și dulci ca mierea. Părul, văzând pe fată, și-a plecat crengile în jos și i-a mâncat la pere și și-a luat la drum câte i-au trebuit. De acolo, mergând mai departe, iaca se întâlni și cu cățelușa, care acum era voinică și frumoasă, iar la gât purta o salbă de galben pe care i-a dat-o fetei, ca mulțumire pentru că a îngrijit-o. Și de aici, fata, tot mergând înainte, a ajuns acasă, la tatăl său. Moșneagul, când a văzut-o, i s-a umplut ochii de lacrimi și inima de bucurie. Fata atunci scoase salba și paharele cele de argint și le dădu tatălui său. Apoi, deschizând lada împreună, Nenumărate herghelii de cai, cirezi de vite și turne de oi au ieșit din ea. Încât moșneagul, pe loc în tinerit, văzând atâtea bogății. Iar baba a rămas opărită și nu știa ce să facă de ciudă. Fata babei atunci și-a luat inima în dinți și a zis: Lasă, mamă, că nu-i prădată lumea de bogății! Mă duc să-ți aduc eu și mai multe! Și cum zise, porni cu ciudă. Merse ea cât merse, tot pe acest drum pe unde fusese fata moșneagului. Se întâlni și ea cu cățelușa cea slabă și bolnavă. Dădu de părul cel tixit de omide, de fântâna seacă și părăsită, de cuptorul cel nelipit și aproape să se risipească, dar când o rugară și cățelușa și părul și fântâna și cuptorul ca să îngrijească de dânsele, fata babei le răspundea cu ciudă. Da cum? Că nu mi-ai feșteli eu mănuțele tătucuței și a mămucuței! Multe sluge ați avut ca mine, a? Atunci, cu toate, au lăsat-o să-și urmeze drumul în pace și n-au mai cerut de la dânsa niciun ajutor. Și mergând ea tot înainte, a ajuns la Sfânta Duminică. Dar și aici s-a purtat tot cu o brăznicie și prostește. În loc să spele copiii Sfintei Duminici, cum i-a spălat fata moșneagului de bine ea i-a opărit pe toți. dețipau și fugeau nebun de usturime și de durere. Apoi bucatele le-a făcut afumate, arse și sleite, de nu mai era chip să le poată lua cineva în gură. Și când a venit Sfânta Duminică de la biserică, și-a pus mâinile în cap de ce a găsit acasă. Dar Sfânta Duminică, blândă și îngăduitoare, n-a vrut să-și pună mintea cu o leneșă de fată ca aceasta, ci i-a spus să se suie în pot să-și aleagă de acolo o ladă și să se ducă în plata lui Dumnezeu. Fata atunci s-a suit și și-a ales lada cea mai nouă și cea mai frumoasă. Apoi nu se mai duse să-și ia ziua bună și binecuvântare de la Sfânta Duminică, ci porni iute ca de la o casă pustie. Și mergea de-i pârâiau călcâile, de frică să nu se răzgândească Sfânta Duminică să o ajungă și să iei lada. Și când ajunse la cuptor, Frumoase plăcinte erau în trânsul, dar când s-apropiesă și ea din trânsele, focul o arse și nu putu să ia nimic. La fântână dărea, păhăruțele de argint nu-i vorbă erau și fântâna plină cu apă până în gură. Dar când a vrut fata să pună mâna pe pahar și să ia apa, paharele pe loc s-au cufundat. Apa din fântână a secat și fata de sete s-a uscat când a trecut prin dreptul părului, care era bătut cu lopata de pere multe ce avea, a vrut fata să guste una, dar părul s-a făcut de o mie de ori mai înalt de cum era. Și atunci, scobește-te, fata babei, în dinți, că pere nu Mergând mai înainte, fata babei, cu cățelușa s-a întâlnit. Și acum avea salbă de galben la gât, dar când a vrut fata să-i o ia, cățelușa a mușcat-o și n-a lăsat-o să pună mâna pe dânsa. În sfârșit, a ajuns și fata babei acasă, la maică sa, și au deschis împreună lada. Dar atunci ce să vezi? O mulțime de balauri au ieșit din trânsa și le-au înghițit pe loc, de parcă n-au mai fost pe lumea asta. Și apoi s-au făcut balaurii nevăzuți cu ladă cu tot. Iar moșneagul a rămas liniștit cu nenumăratele bogății și a măritat-o pe fica sa cea harnică și bună după un om la fel de bun și vretnic. Bibliovaliza Cele mai frumoase călătorii în lumea cărților pentru copii